curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, să ne rugăm, miluiește, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeu să o dă. Este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Pentru mântuirea noastră, pentru toate Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, care ne-a schimbat într-un cor și răstignit Tăte Hristoase Dumnezeule, cu moartea prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu, Născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Predorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna acum și pururea, și în vecii vecilor. Penal preasfințitul Părintele nostru, Arhiepiscopul Ioachim, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptist, erarhii Romanului și Macăului din veacuri adormiți într-un Domnul. Te rog, Dumnezeu, Eftimie, Arhiepiscopul Adrian, Arhiepiscopul Timin, Arhiepiscopul Melchisedec, Episcopul Lucian, Episcopul Parteni, Episcopul Ioachim Mareș, Episcopul Vasile, Episcopul Curie, Episcopul cu tot neamul lor cel adormit, Arhimandritul Serafim, Arhimandritul Antonie, Arhimandritul Arsenie, Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Doamne Iisus, de ridicați cuvintea! Bine ați venit la Făgubei! Mai spune o dată tare? Bine ați venit la Făgubei! La Făgubei, nu-i nicio Făgubei! Doamne Iisus, de ridicați cuvintea!
de acum și până veacă. Său har, cu asta iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, păle Sfinților, slăviți-vă totul lăudaților apostoli, rugăciunile sfinte, cuvioase, Teodora de la Sifla, ocrotitoarea acestui sfânt locaș, cu rugăciunile Sfântului Iosif din Arimateea și a celor din preună cu dânsul, a căror sfântă pomenire o săvârșim noi astăzi, cu ale Sfântului Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă și dumnezeiască liturghie am săvârșit, cu rugăciunile sfinților, dreptilor dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernice Părinte Protopop, Părinte Stareț al Mănăstirii Sihla, Preacuvioși Părinți, Preacucernice Părinți, Distinți Domnule Primar, iubiți credincioși și credincioase, bine v-am găsit aici la Păgubeni pentru sfințirea bisericii acesteia, închinată Sfintei Cuvioase Maicei noastre, Teodora de la Sihla. Și ne bucurăm că ne reîntâlnim în frumusețea locului, mai ales că Dumnezeu a trimit picăturile sare de ploaie și picăturile de har care să facă roadele Duhului Sfânt, roadele Pământului și roadele Duhului Sfânt. De vreme ce noi primim și ne deschidem sufletele ca o floare, atunci picătura de har rodește în noi, într-adevăr, roadele Duhului Sfânt, care sunt faptele bune, împotriva cărora nu operează nicio lege. Pentru faptul că Sfântul Pavel spune clar, credința, nădejdea, dragostea, îndelungă răbdare, bunătatea, facere de bine, blândețea, împotriva acestora nu operează nicio lege. Deci fă binele și îl urmează, caută pacea și o urmează și atunci toate ți se adaugă ca niște daruri de la Dumnezeu și acestea vin ca rod al credinței noastre și al deschiderii noastre sufletești către Harul lui Dumnezeu. Am venit cu bucurie pentru faptul că știu osenerile, știu greutățile care le-ați întâmpinat până la acest moment sărbătoresc. Și este o sărbătoare la care vă invit cu tot pe toți ca în ziua de Paști. În ziua de Paști se spune, aceasta este ziua care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm, să ne veselim într-o dânză. De ziua de astăzi este o zi semnificativă. Pentru tot cel care iubește podoaba casei lui Dumnezeu, este semnificativă pentru noi, fii ai bisericii, pentru faptul că adăugăm în salba de mărgăritare a locașului sfinte din eparhia noastră a Romanului și Bacăului, mai adăugăm un mărgăritar, adică o biserică nouă, care să fie spre folosul și spre drumul care îl parcurgem noi către Împărăția lui Dumnezeu.
Și dacă noi nu avem scopul în viața aceasta, împărăția lui Dumnezeu, atunci în van este toată oseneala. Deci în van va fi și oseneala celui care a contribuit la această biserică, dacă el nu crede astăzi că prin sfințire va deveni un loc de întâlnire cu Dumnezeu și o poartă a cerului. Deci aici nu ați construit o oarecare casă. Deși din aceleași materiale, deși din aceleași ciment și așa, ce a spus, lemn și așa, și așa mai departe, lucruri care sunt trebuitoare la construcția unei biserici sau unei case, dar din momentul ce invocăm Harul Duhului Sfânt, care va veni din chip nevăzut și plenar, asupra bisericii acesteia, ea se preface. Se preface dintr-o formă arhitectonică, într-o formă dumnezeiască, care de fapt, cum am spus, este poarta cerului și locul de întâlnire cu Dumnezeu. Deci, Părintele Angliș, alături de frățiile voastre, ați reușit să terminați. Bineînțeles, este și un ctitor principal care a început această biserică și mă bucur pentru aceasta, întrucât s-a ajuns la crucea ei atunci când tocmai era nevoie de sprijinul cel mai însemnat, că dacă faci un zid și nu-l acoperi, atunci el se strică mai repede. Deci, slavă lui Dumnezeu pentru toate, am venit să vă felicităm, să vă binecuvântăm și să vă rugăm ca în continuare să rămâneți aceiași fideli, aceiași credincioși care răspund la nevoile spirituale, duhovnicești, dar și administrativ-pastorale ale bisericii, ale preotului în sfârță. Aici avem un preot bun, după cum îl cunoașteți, Părintele Angliș, a făcut cu acrivie și cu multă demnitate preoțească activitatea sa, căruia în mod cu totul solemn îi mulțumesc astăzi pentru osteneală. S-a făcut aici multe eforturi, știu aceasta, dar acestea astăzi se uită ca și în ziua de Paști, când ne bucurăm de înviere uitând osteneala Apostolului. Sau ca și femeia care naște în dureri, puține, dar le uită repede pentru faptul că s-a născut copil om pe lume. De aceea și noi bucurați-vă astăzi, am venit să vă îndemnăm la bucurați, să vă bucurați, să fiți atenți la ceea ce facem noi ce urmează, pentru faptul că dincolo de gesturile noastre liturgice, vor fi gesturile lui Dumnezeu care lucrează în chip nevăzut prin noi. Acum, pentru ca să înțelegeți mai deplin și mai profund ceea ce facem noi astăzi, am întocmit un hrisov pe care Părintele Secretar Eparhial l-a pregătit frumos și rog în mod cu totul apart să dea citire acestui document, care este prima fire de cronică a acestui locaș de închinare, pentru faptul că acest locaș de închinare nu s-a reînnoit, ci s-a făcut din temerie. De aceea am scris prima cronică și este important ca noi să semnăm într-un fel și cu semnătura noastră, dar și cu participarea noastră duhovnicească la această lucrare sfântă care se împlinește prin noi. Slavă lui Dumnezeu pentru toate și vă mulțumesc încă o dată pentru primirea frumoasă care ne-ați făcut-o aici în orașul acesta de pomină și care domină și care dă putere celor care vin aici pentru faptul că Valea Uzului nu se uzează niciodată. Vă mulțumim! Hristov! Cu puterea, cu lucrarea și cu harul milostivului Dumnezeu, cel întreime lăudat, s-au încheiat lucrările de zidire a bisericii. Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, din statul Păgubeni, parohia Plopu, orașul Dărmănești, protopopiatul Măinești. Comunitatea aceasta este situată în partea de est a orașului Dărmănești, se întinde de-a lungul râului Trotuș pe o lungime de circa 2 km. Istoria locurilor amintește de comunitatea de aici ca fiind una de răzești ce lucrau pe moșia boierului Mașcaș. După anul 1500, satul Păgubeni s-a găsit subordonat ocnei de sare din Vâlcele, locuitorii având obligații față de această ocnă care era proprietatea voievodului Moldovei, ca pălmași sau cărăuși.
De asemenea, în jurul anului 1700, satul este amintit ca loc de refugiu al locuitorilor din Brătulești, care sub asediul hoardelor tătare sunt nevoiți în noaptea învierii să-și părăsească vatra strămoșească, să se refugieze în Dofteana, Larga și Păgubeni, așezare bine dosită de vegetația lungii. Tot atunci a fost arsă din temelii și biserica din Brătulești. Consemnări mai vechi privind un lăcaș de cult în această zonă nu există. Însă, având în vedere numărul mic de familii, este de presupus ca aceștia să-și fi găsit alinare spirituală în bisericile din apropiere de Dărmănești. Începând cu anul 1945, se cunoaște faptul că Biserica de Lemn de la Mina Lapoș de Sus este donată de Societatea Petroșani satului Păgubeni, filie a parohiei Plopu, și a fost reașezată în anul 1948, fiind amplasată chiar în mijlocul satului. Biserica a fost reconstruită din bârne de brad cioplite, așezată pe o temelie de piatră în formă de cruce, în interior fiind tăbănuită cu scânduri gri. Sfântul Lăcaș, privit în exterior, are un aspect simplu, împodobit cu o turlă tot din lemn. A fost reconstruită de meșterul Gheorghe Cotfas cu contribuția credincioșilor și învelită cu draniță. La reconstruire s-au făcut unele modificări, lungindu-se cu 2 metri și 1 metru cerdacul. Pe această parte, reconstruită din nou, s-a făcut turlă, iar în interior s-a făcut cafaz. Stilul în care se încadrează această construcție este cel moldovenesc, biserica fiind înzestrată cu toate obiectele de cult necesare, acestea având o valoare istorică și artistică. Între anii 1986-1987 a fost pictată în frescă de pictorul Ștefan Macovei și a fost înlocuită ca tapeteasma. În 1988 a fost resfințită de ierarhul de pioasă amintire Eftimie al Romanului, paroh fiind preotul Vasile Cojoc, a cărui activitate pastoral-misionară s-a desfășurat între anii 1973 și 2003. În urma inundațiilor din 1991 a fost deteriorată și micuța biserică, intervenindu-se asupra exteriorului prin învelirea în totalitate cu tablă. Întrucât nu mai oferea spațiul potrivit pentru săvârșirea sfintelor slujbe, la inițiativa credincioșilor, în data de 4 iunie 2006, am pus piatra de temelie pentru un nou lăcaș de închinare pus sub ocrotirea Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla și Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorător de mir. Lucrările au fost încredințate părintelui Nicușor Angleș, care având sprijinul credincioșilor dărmăneșteni, al domnului primar Constantin Toma, al Consiliului Local, al Primăriei Dărmănești, precum și al unor oameni de bine, fii ai comunității, s-a străduit să împlinească acest proiect de anvergură pentru cele aproximativ 50 de familii ce formează satul Păgubeni. Biserica a fost ridicată din cărămidă, în plan treflat, cu acoperiș din tablă, în stil ștefanian, având o turlă principală pe naos și 2 turle pe pridvor. Prima parte a acestei sfinte zidiri, până la arcada geamurilor, a fost ridicată cu sprijinul familiei Camelia și Gheorghe Chialfă, care au dorit prin darul lor să-și înscrie numele în rândul titorilor de lăcașuri sfinte. Au urmat ani de strădanie pentru împlinirea lucrărilor de finalizare, împodobire și înfrumusețarea casei lui Dumnezeu, ce s-au derulat până la începutul anului 2022, când acest chivo duhovnicesc, poarta cerului și loc de întâlnire cu Dumnezeu, a ajuns să îmbrace haine de sărbătoare. La interior s-a realizat o frumoasă catapeteasmă din lemn de sejar cu icoane pictate, iar pereții au fost împodobiți în tehnica fresco de către pictorul Petrică Pașcu. Din milostivirea Preasfintei Treimi, astăzi, 31 iulie, anul Mântuirii 2022, în duminica 7-a după Rusalii, efortul depus de fiecare se vede încurunat prin săvârșirea slujbei de sfințire de către noi, Ioachim, din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscopul Romanului și Bacău. La acest moment haric, precum și la Sfânta Liturghie, participă preacucernicul preot Costel Mareș, protopop al protoieriei Moinești, un sobor numeros de preoți, reprezentanți ai autorităților locale, domnul primar Constantin Toma, precum și mulțime de popor, aducând până aceasta laudă lui Dumnezeu, care i-a ocrotit și învrednicit să împlinească această lucrare, Dumnezeu să răsplătească și să sporească darul lucrătorilor, donatorilor, miluitorilor, binefăcătorilor, slujitorilor ce au ctitorit acest Sfânt Lăcaș. Scrie, Doamne, în Cartea Vieții, pe iubitorii lăcașului Tău cel Sfânt, veșnică pomenire fie ctitorilor. Semnează în alt preasfințit Părinte Arhiepiscop Ioachim, alături de părinții prezenți la acest moment de sărbătoare. În alt preasfinția voastră, stimate domnule primar, preacucernici și preacuvioși părinți, împreună slujitori, vis credincioși, trăim
astăzi momente alese, o cunună a efortului pe care l-ați depus de-a lungul anilor pentru a ridica această frumoasă casă a lui Dumnezeu, acest pridvor al împărăției lui Dumnezeu. Și momentul acesta haric este amplificat de bucuria prezenței în mijlocul nostru a ierarhului nostru, anal preasfințitului Ioachim, care în cele ce vor urma va sfinți acest potir închinat Sfintei Teodora de la Sicla. Dar preasfinția voastră să știți că zidirea acestei sfinte biserici este o adevărată minune, pentru că, așa cum îmi mărturisea și Părintele Nicușor, Sfânta Teodora de la Sicla și-a dorit acest sfânt locaș aici, în cartierul Păgubeni din parohia Plopu. Și cum și-a dorit? Pentru că Părintele mărturisea că atunci când a fost să ia binecuvântare și să ceară sfatul unor oameni înduhovniți, acum zeci de ani în urmă, a mers la câteva mănăstiri în nordul Moldovei și acolo trei mari duhovnici i-au spus același lucru. Există o biserică cu hramul Sfintei Cuvioase Teodora al Vod în Dărmănești și lucrul acesta l-a luat ca un semn prin care Sfânta Teodora și-a dorit cu adevărat biserica aceasta închinată ei în cartierul Păgubeni. Și nu întâmplător, pentru că se presupune că în drumul ei spre Sicla Sfânta Cuvioase Teodora a trecut pe aici și a poposit în zona aceasta. Iarăși un lucru, aș spune eu, proniator, nu întâmplător, este și faptul că între Vărzărești și Dărmănești sunt 134 de kilometri și tot atât de aici până la Sicla 134 de kilometri. Iată așadar că sunt elemente prin care sau cu ajutorul cărora suntem îndreptățiți să credem că Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sicla și-a dorit această Sfântă Biserică. Și de aceea spuneam că este o adevărată minune că s-a zidit aici cu efortul și sprijinul unor donatori pe care i-a menționat deja Părintele Ciprian în Hristosul de Sfințire și cu sprijinul, desigur, al credincioșilor de aici. Vă mulțumim încă o dată pentru prezența în mijlocul nostru și cu acest prilej oferiți în cadrul acesta festiv o diplomă, o distincție de excelență Părintelui Cușor Angle și prin această diplomă, distincție acordată Părintelui, ea este acordată tuturor celor care s-au ostenit aici cu timp și fără timp la zidirea acestui sfânt locaș. Această distincție de excelență spune următoarele. Noi, Ioachim, Arhiepiscopul Romanul Cibacăului, în numele Preasfinte trăim Dumnezeul milostiv cel întru sfinți, care se odihnește și de oameni se preamărește, încredințându-ne de frumoasa și bogată activitate desfășurată întru slujirea Mântuitorului Hristos și împovățuirea și călăuzirea fiilor bisericii noastre ortodoxe strămoșești, spre împlinirea faptelor bineplăcute lui Dumnezeu și dobândirea mântuirii, conferim această distinție de recunoștință preacucernicului preot Nicușor Angleș pentru dăruirea și dragostea jertfenică manifestate de-a lungul celor 36 de ani de slujire sacerdotală totală, pentru dragostea și efortul depus în lucrarea de zidire a Bisericii Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sicla și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorătorul de Mir, satul Păgubeni, parohia Plopu, orașul Dărmănești, din protopopiatul Moinești. Și pentru toată activitatea misionară împlinită în comunitatea credincioșilor, pe care i-a împărtășit cu râvnă din potirul euharistic și din cuvântul Evangheliei Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Rugăm pe milostivul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Semnează înalt preasfințitul Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Axios! Axios! Vrednic este! Vrednic este! Preasfinția voastră, îngăduiți-mi câteva cuvinte să spun și eu despre fratele nostru, Părintele Nicolae. Eu zic Nicolae milostivă, pentru că la început, când vine la Mănăstirea Sicla și ne cunoaște din mulți ani, el dăruia la mănăstirii câte ceva, din puținul care l-avea. Și în momentul când a făcut biserica aceasta,
am zis să întoarcă roata și l-am ajutat și eu după puterile mele. Și mi-aduc aminte că aveam niște marmură eu acolo mai multă și nu o foloseam și am zis, părinte, îți folosești undeva marmura asta? Și am zis ca să-mi folosească în biserică și se vede că marmura aproape că a ajuns. Și am mai rămas. Și am colaborat cu părintele și am o deosebită stimă și respect față de Sfinția sa și el, pentru că vine foarte des la mănăstire și i-am adus în dar pentru că Sfânta Teodora și noi purtăm și noi avem hramul Sfintei Cuvioase Teodora și Peștea. I-am adus o icoană ca să fie dăruită la acest lucru, eveniment mare, Sfințirea Bisericii. Luați icoana aceasta, Sfânta Teodora, sper să vă placă, să fie probabil la închinare, că e mai micuță, și să vă aducă mult ajutor. O sârdie s-a mântărit cel Sfinte, cele de o ființă de viață făcătoare și nedespărțite trăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și toate le împlinești, vizierul bunătăților și dătătorile de viață, vină și te sărășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea zbedință, dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel neplăcut. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace Domnului să ne rugăm! De sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfințelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru
pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Pentru ca să se sfințească biserica aceasta și altarul cel din ea, cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi din tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea Sfânta și pururea Fecioara Maria, că toți sfinții s-o pomeniște-ne pe noi. Pre noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune din Cartea a treia a Regilor citire. Să luăm aminte. Asta să luăm în înaintea jertfenicului Domnului, în fața întregii adunări a lui Israel, și și-a ridicat mâinile sale la cer și a zis: Doamne Dumnezeule, nu este Dumnezeu asemenea ție nici în cer sus și nici pe pământ jos, de vreme ce nici cerul și nici cerul cerurilor nu dă-n cap, cu atât mai puțin lăcașul acesta pe care l-am zidit în numele Tău. Însă caută la rugăciunea robului Tău și la cererea lui, Doamne Dumnezeu nostru. Ascultă strigarea celor rugăciunea care se roagă robul Tău astăzi. Să fie ochii Tăi deschiși ziua și noaptea spre locașul acesta, pentru care Tu ai zis numele meu va fi acolo. Să ascult strigarea celor rugăciunea care se roagă robul Tău și se va ruga în locul acesta ziua și noaptea. Să ascult rugăciunea robului Tău și a poporului Tău, Israel, când ei se vor ruga în locul acesta. Să ascult din locul șederii Tale din cer. Să ascult și să-i miluiești pe ei. Înțelepciune! Din prorocia lui Ezechiel citire. Să luăm aminte. Așa grăiește Domnul. În ziua 8-a și mai departe, preoții vor înălța pe jertfelnic ardele de tot ale voastre și jertfele de împăcare. Și eu mă voi milostivi spre voi, zice Domnul Dumnezeu. Apoi m-a dus bărbatul acela înapoi la poarta cea din afara templului spre răsărit, și aceasta era închisă, și mi-a zis Domnul: poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide și niciun om nu va intra prin ea, căci Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat prin ea. De aceea va fi închisă. Cât privește pe rege, el se va așeza acolo ca să mănânce pâine înaintea Domnului. Pe calea porții va intra și pe aceeași cale va ieși. După aceea m-a dus pe calea porții de miază noapte în fața templului și am privit și iată, era plină de slavă casa lui Dumnezeu. Înțelepciune! De la plinul de citire. Să luăm aminte. Dumnezeule, cel cu nume mare, prin înțelepciune Domnul a întemeiat pământul, iar prin înțelegere a întărit cerurile, prin știință s-a deschis adâncure și nori, picură rouă. Fiul meu, nu se depărteze aceste dinaintea ochilor Tăi. Păstrează înțelepciunea și buna chipzuială, că cele sunt viața sufletului Tău. Atunci Tu te vei merge fără de teamă pe calea Ta și piciorul Tău nu se va potigni. De te curgi nu-ți va fi teamă, iar de vedermi somnul Tău nu va fi dulce. Să nu te temi de frică fără de veste și nici de vreme valăta celor păcătoși, că Domnul este nădejdea ta și va feri piciorul tău de cursă. Nu zăbovi a face bine celui de ce este nevoie când ai putință să-l ajuți. Nu spune aproapelui tău: du-te și vino, mâine îți voi da.
când El locuiește fără de grijă lângă tine, nu te certa cu nimeni fără de pricină de vreme ce nu ți-a făcut niciun rău. Nu râvni să fii ca omul silnic și nu alege niciuna din căile lui, căci omul cu gând rău este urât de Domnul, iar de cei drepți El este mai aproape. Domnul blesteamă casa celui fără de lege și binecuvântează adăposturile celor drepți. Domnul stă împotriva celor mândri, iar celor smeriți le dă har. Stinul ucenici care Luca, citire. Să luăm aminte. În vremea ce a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei și ea avea o soră ce se numea Maria, care așezându-se la picioarele Domnului asculta cuvântul lui. Iar Marta se ținea cu o multă slujire și aprobindu-se a zis: Doamne, oare nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i de să-mi ajute. Și răspunsul Domnul i-a zis: Marto, Marto, te îngrijești pentru multe, te silești. Dar un lucru trebuie, căci Maria partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Și când zicea el aceasta, acestea o femeie din mulțime, ridicând glasul, i-a zis: Fericit este pântece care te-a purtat și fericit este pieptul la care ai sub. Iar el a zis: Așa este, dar fericit sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. E bine, vestitorule! Slavă ție, Doamne, slavă ție! Sfinții! Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Sfântul din Sfântul de mic și Sfânta Cuvioasă Maică Noastră Paraschivă, Teodora de la Sfila, prin trofirea cu apă sfântită și cugerea cu Sfântul și Mare de Mic, pe numele Tatălui. Și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri drept slăditori creștini, care odihnesc aici pretutinte. Prea Sfântului Bunului de viață, Dumnezeului Tău, acum și pururea, și în vecii vecilor. Se sfințește biserica aceasta, închinată Sfintei Cuvioase Teodora de la Sfila și Sfântului Dimitrie, Dumnezeului de Mic, prin scropirea cu apă sfințită și ungerea Sfântul și Marele Mic, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Această sfântă slujbă pentru sănătatea și mântuirea Domnului și Domnului și Domnului Miriește. Domnului
Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Rugăminte! Sfințește biserica aceasta, închinată Sfinte Teodora de Asina și Sfântului Dimitrie Izgăritorul Venieri, prin sfințirea cu apă sfințită și ungerea cu Sfântul și Mare Venieri, în numele Tatălui. Amin. Mântuitorule, Cel ce toate le faci și le împlinești pentru mântuirea neamului omenesc, primește și rugăciunea noastră a evreilor rogilor tăi și ne învrednicește pe noi în acest ceas să săvârșim jertfa cea fără de sânge a sfințirea bisericii acesteia pe care s-a zidit spre lauda slavei tale, spre a noastră mântuire și spre evlavioasă pomenire a Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla și a Sfântului Dimitrie Izvorător de Mir. Să facem întrânsa ridicarea altarului, că Tu ești Cel care binecuvintezi toate, Dumnezeu nostru. Și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu. Acum și în bunurea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul nostru, Cel ce a așezat în ceruri cetele uștile îngerilor și ale arhanghelilor spre slujba slavei tale. Fă ca împreună cu intrarea noastră în Sfântă Biserica aceasta să fie și intrarea Sfinților Îngeri, care slujesc împreună cu noi și împreună să le vezi bunătatea ta. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ridicați căpetenii din porțile voastre. Vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul Puterilor, Domnul Cel Tare în Război, acesta este Împăratul Slavei. Deschideți căpetenii din porțile voastre. Vă deschideți porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul Puterilor, Domnul Cel Tare în Război, acesta este Împăratul Slavei. Deschideți căpetenii, porțile voastre. Vă deschideți porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul Puterilor, Domnul Cel Tare în Război, acesta este Împăratul Slavei. Thank you.
care au pătimit pentru tine această slavă, ca să se semene tot pământul rămașterea lor în Sfintele tale răsemi și roade de dămăduire a țărăsară Sfântul Stăpâne Cercei de Dătorul Dumnezeu Bunătății. Pentru că cel ce simță a căror Sfinte noastre ai binevoit a se așeza în cinstită biserica aceasta, învrednicește-ne pe noi, fără de o sândă, să se aducem în ea și pe cea vreo de sine și ne învrednicește și ne împlinește toate cererile cele spre mântuire, dându-ne răsplătire celor ce ți-au pătimit pentru Sfântul Numele Tău cel Sfânt și dar te a face gândul spre a noastră mântuire. Ca o care este împărăția puterea și slavă, Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Veșnică pomenire pictitorilor Sfântului Ocașului acestuia. Veșnică lor pomenire. Veșnică pomenire pictitorilor fondator ai Sfântului Ocașului acestuia. Veșnică lor pomenire. Oh,
Să-l amești mai cu toți decât zăpada mă voi albi. Auzului meu,
da bucurie și peste tine, bucurați-vă vorbasele mele, să le zic, întoarce fața ta de către păcatele mele, întoarce fără de legile mele, cerce, inima curată, zidește-ne cu mine, Dumnezeule, și tu te întâlnește într-un cer, întoarce mele, mâna te-o dată la fața ta, și tu, cel sfânt, nu luați la mine, să fie bucuria mântirii tale, și că nu stătui Domnul întrește, împăsavă pe cei fără de lege căientare și cei necredincioși la simți părăzare. Gătiți, împătăriți-mă de părăzare, sunt în adine, Dumnezeu mântuirii mele, împărăți-mă de părăzare, împărăți-mă de părăzare, împărăți-mă de părăzare, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti la una ta, că de timpuri jertfă ți-aș fi dat, ardele de tot nu le-ai binevoit, jertfa lui Dumnezeu, Duhul miliit, inima frântă și sferită, Dumnezeu nu v-a omisit. Vă bine, Doamne, cu năvoirea ta, Sionului, și să se zidească când e răsat de bune, atunci vei binevoit jertfa de dății, prin nostru și astfel de tot, atunci vă spune pe alta, să o fiței. Și aduc aminte și Yeah.
și Evanghelistei Luca. Roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Oh,
se pecetluiește altarul acesta cu sigiliul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și a tot puterii ca să sfințească biserica aceasta.
Umple-o pe ea de lumina ta cea veșnică. Alege-o locașul ție. Fă-o scaună slavetare. Împodobește-o cu darurile cele dumnezeiești mai presuse în lume. Fă-o să fie liman celor înviforați, leguire celor pătimitori, bolnavilor în scăpare, diavolilor în înfricoșare. Să fie ochii tăi îndreptați spre dânsa ziua și noaptea și rugile tale lungi aminte spre rugăciunile celor ce cu frică și cu bună cu cele ce vor intra în ea și vor chema cu tot cinstitul și prea slăbitul tău. Oricât de vor cere de la tine, tu să-i auzi în cer, să faci milă, să ne fii milostivilor. Păzește-o pe ea până la sfârșitul veacului neclintită, iar jertfele cu acesta ridicată într-o dânsa, arată să fie Sfânta Sfinților cu lucrarea și cu puterea Duhului Tău cel Sfânt. Preamărește-l mai mult decât jertfele cu legii cele vechi, ca să ajungă jertfele ce se vor să fie pe el în Sfântul cel mai peste cerul și înțelegătorul cu toți jertfele. Să ne dea darul umbrilii tale în cele prea curate, că îndrăznim, Doamne, nu pentru slujba nevenților noastre mâni, ci pentru a ta negrăită bunătate. Apără, mântuiește, miluiește, ridică-ne și ne păzește pe noi, Dumnezeu, cu harul tău. Mine de Dumnezeu. Vrea Sfânta Prea, Doamne, binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, de Sfântoarea, și cu urmea Fecioară Maria, cu Dumnezeu, Domnului, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii veșilor. Luminează tuturor, veniți de luați lumină. Să-ți simtește proșcomedinarea. Să-ți simtește proșcomedinarea. Să-ți simtește proșcomedinarea.
Pentru aceasta ne rugăm ție, Stăpâne, mult milostivă, umple de slavă și de sfințenie și de dar, jertfelnicul acesta ca jertfele cele fără de sânge, și se vor aduce ție pe el, să se preschimbe în preacuratul trup și în cinstitul sânge, al unui anăzbăt Fiului Tău și Dumnezeului nostru și Mântuitorul nostru Dumnezeu, spre mântuirea întregului Tău popor, spre a noastră mântuire. Că Tu ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu, acum și purrea și în vecii vecilor. Pentru frica ta, cum vă spune, Sfântului Duh, și acum și purgă și vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în al preasfințite stăpâne, binecuvintează. Cel ce am iar din nou, Hristos adevărat Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, magi, tare, ale Sfinților într-o tot lăugaților apostoli, rugăciunile Sfintei Cuvioase, Maicii noastre, Teodora de la Sigra și a Sfântului Dimitrie, Izvărătorul de Mir, ale Sfinților Dreptului Dumnezeu, Părinții Joachim și Ani Sfântului Sfinților. Să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni. Iubiți credincioși și preacucenici și preacuvași părinte, Distinția Sfântului, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, Cel nevăzut, iată, am încheiat lucrarea de întâmplăstire a Sfintei Biserici acesteia, după cum am repetat de mai multe ori, închinată Sfintei Cuvioase Teodora de la Sigra și Sfântului Dimitrie Izvărătorul de Mir. Astăzi, cum am spus în risopul, dintr-un început, că această biserică a devenit o poartă, sau devine o poartă a cerului după Sfințirea ei. Așa este. Deci intrați de acum cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste în Sfântul Ocașul acesta pentru a vă reînnoi și grăfiile voastre. Către faptul că ați ascultat cântându-se în timp ce noi însemnam cu semnul Sfintei Cruci, cu Sfântul și Mare Nemicii, strupeam agazmă în tot sălașul acesta al bisericii, care este frumos împodobit cu pictură, considerând că cerul este coborât pe pământ, deci în acest timp cântăreții au cântat că această casă, Tatăl va zidi, această casă Fiul Domnului, această casă Duhul Sfânt va lumina și a sfințit sufletele noastre. Deci, iubiți credincioși, sfințenia, Duhul Sfânt, curățenia, toate faptele cele bune, deci se săvârșesc aici în cadrul bisericii. Aici intrăm în Biserica lui Hristos, în calitatea noastră de noi botezați, adică noi ființe conștiente, care se așează ca o grămidă la temelia Bisericii, care este trupul tainic al lui Hristos. Deci fiecare credincios este o ființă conștientă care prin botez intră în Biserica cea spirituală, dar intră și în această de zi, căci acest spațiu de zi înconjurat este un spațiu consacrat lui Dumnezeu și deci trebuie să intrăm, cum spune Eitenia, de fiecare dată cu frică de Dumnezeu și cu dragoste să ne apropiem de Dumnezeu și de tainele care se împărtășesc de aici din fața altarului. Ori, de aici din fața altarului se învață cuvântul Evangheliei. De aici din fața altarului se roagă preotul ca să sfințească sufletele voastre și să dorește împărtășește de aici trupul și sângele lui Hristos cel tainic, ca merindia care ne este și ne satură nouă sufletul, ca să putem curgere calea mai departe, sionând prin labirintul acestei lumi către limanul nemântuit. Deci iată că de acum aveți această corabie, corabia Duhului Sfânt, care vă adună pe toți de pe oceanul vieții, cei care sunt, bineînțeles, pregătiți pentru aceasta sau nu, pe tot biserica, aici pe pământ, iar adună pe toți, fie că suntem păcători, fie că suntem sfinți, avem viața sfântă, deci iată că de aici se împărtășește și de aici ne împărtășim de cele ce Dumnezeu ne trimite prin Duhul Sfânt, mai ales că noi suntem și trăim epoca Duhului Sfânt.
Îi dăm un mulțumit lui Dumnezeu că avem un nou local de închinare, încodobit frumos, cu pictură, cu mobilier nou, tot ce este ca dotare, ce ne este necesar ca dotare, pentru ca cultul divin, liturghia în special, să se săvârșească în condiții liturgice foarte frumoase. Încă o dată felicităm pe Părintele Paroc și pe cei care au pregătit această sărbătoare, acest parte al Paștelor, pentru faptul că spunea sfințirea unei biserici reprezintă ziua de Paște sau ziua de botez a bisericii respective. Deci este pruncul vostru care l-ați făcut, l-ați crescut și deci aveți grijă în continuare și o prezentăm în mod solemn Părintelui Paroc ca fiind acest cel mai mare ciubaier pe care l-ai primit vreodată în viața ta, o biserică sfințită, pe care e episcopul Frățința. Să rămână. În noaptea Sfinția voastră, dragoase părinți, pe protopop, dragocernici, dragocernici părinți, dragoase părinte Stareți, domnule primar, domnule viceprimar, dragobioși și dragoase maici, dragocernici părinți, iubiți credincioși. Povestea acestei biserici a început în urmă cu 19 ani, când am venit în această parohie Procul Procubeni. Părintele de vrednică pomenire, Vasile Cordon, împreună cu câțiva enoriași din Procubeni, aveau în intenție construirea unei noi biserici. Peste 3 ani, în 2006, pe 4 iunie, ideea s-a concretizat în faptă, când în altă Sfinția voastră a spus piatra de temelie și ne-a binecuvântat pentru a începe lucrările de construcție a noii biserici. Toată această lucrare nu s-a putut face în ideea economică din satul Procubeni, de aceea, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, această lucrare sfântă a avut un titor, fiul al satului Procubeni, domnul Gheorghe Chiarpă, secundat, sfătuit, încurajat de vrednica biscupie doamna Camelia. De la fundație până la acoperișul bisericii, materialele și manopera au fost suportate în întregime de familia Chiarpă. Multe au fost lucrările de dumneavoastră, domnule titor. Unele dăinuie, altele poate nu, dar vă asigurăm că în această zi sfântă, că această lucrare pe care ați făcut-o vă va aduce multă cinste și recunoștință deosebită în această viață, iar în viața veșnică o mare răspundare din partea Bunului Dumnezeu. Așa cum a consemnat în pisania bisericii, veșnică să vă fie pomenirea domnilor titor. La înălțarea bisericii au lucrat două echipe. Prima de la fundație până la actantele geamurilor, echipa condusă de fiul satului domnului inginer Porfas Constantin. Iar de la geamuri până la acoperirea bisericii, cu tablă echipa de suceveni condusă de meșterul lui Constantin. Cu vremea lui Dumnezeu, toate celelalte lucrări care au urmat, pictura, tempuierele, cata de deasma, mobilierul, etc., au rămas în grijă a enoriașilor. Trebuia să aducem și noi aportul și drepta noastră pentru biserica satului. Lucrările de pictură au fost executate în tehnică frescă de domnul Victor Pașcu Petrică. Lucrările de pictare au durat 6 ani. Pictarea icoanelor de pe catapeteasmă a fost a domnului Maurașu Gheorghiță. În preasfinția voastră vreau să vă aduc la cunoștință cu un sprijin deosebit. În toți acești ani de lucru, am avut din partea primăriei orașului de Rămânești condusă de primarii care au fost și în mod deosebit de domnul Constantin Toma. Pentru acest efort am dorit ca să rămână în pisarea bisericii și numele primăriei de Rămânești care cunoștință din partea noastră și recunătare din partea lui Dumnezeu pentru tot sprijinul acordat. În toți acești ani, de câteva ori ne-am împomenit, de câteva ori ne-a fost greu. Și de aceea mergeam până la mănăstirea de la Sicla și rugam pe Sfânta Teodora, păzitoarea bisericii, să nu ne lase frate ispitelor și neputințelor noastre. Îl rugam pe Părintele Stareț Pahomie să se roage pentru ajutorul de lucrările noastre. Așa ne-a rânduit, așa s-au rânduit lucrările, că a venit unele ajutoare de unde nici nu ne gândeam noi.
Chiar Părintele Pahomie ne-a dat o parte din marmura pentru biserică, iar pentru restul de marmură ne-a pus în legătură cu Crina Leoveanu, actualmente măicuță la Faptul Apărate, care ne-a donat restul de marmură și granitul pentru scări. Tot Sfânta Teodora ne-a trimis în ajutor pe Domnul Bancu Ioan de la Târgu Ocna, care ne-a cumpărat policantele, icoana Mântuitorului în mozaic și ne-a ajutat la pictură. Un ajutor deosebit am primit în partea familiei Coștei, Mădălina și Radu, fiind duhovnicești de la Poiană, care au pregătit Sfânta Masă de marmură și împodobirea Sfintei Mese cu toate odoarele și ajutor la pictură. Mulți sunt preasfinția voastră, oamenii de bine, care au văzut lucrurile noastre și ne-au ajutat la această biserică. Acum vreau să mulțumesc în mod deosebit enoriașilor din Prăbuveni, care au înțeles greutatea acestei lucrări și în fiecare an au contribuit financiar după posibilități la toate etapele lucrărilor. De fiecare dată, pentru cei ca mamă, te rugam să-și facă planul ca și cum ar trebui să meargă la o nuntă și trebuie să ajute pe mine pentru casa lor. Până acum, dragii mei, ați ajutat Mirele Ceresc să aibă o casă nouă aici la Prăbuveni. De acum, din casa Domnului, veți primi dumneavoastră ajutorul Mirele Ceresc. Dacă din respect pentru preot mi-a spus totdeauna când ne întâlneam să rămân la Părinte, astăzi, cu tot respectul, vă spun eu să rămân la dragi prăbuvenari. Vreau să aduc mulțumiri pentru sprijinul moral și material ajutat de Domnul Simeon Nicolae, cu care mi-a sfătuit de multe ori lucrurile noastre. Mi-a rânduit Dumnezeu să am alături de mine un epitrop și un cântăreț de mare valoare, Ștefan Anta, epitropul Bisericii, și Marian Cojocea, cântărețul Bisericii. Oamenii aceștia nu au spus niciodată nu se poate sau nu vreau sau lăsăm pe mâine. Vă mulțumesc din suflet, dragii mei. Mulțumesc Comitetului de Femei condus de Anta Florina, care s-au trudit la toate lucrările adresate femeilor. Îmi cer iertare că nu pot aminti pe toți și să amintesc beneficia fiecăruia în cei 16 ani de lucrări la care ne-am așezat. Dar vă asigurăm pe fiecare dintre dumneavoastră că cel care le vede pe toate, le știe pe toate și se uită la noi, Bunul Dumnezeu, nu va lăsa niciun dop de transpirație nerăsplătit. În alt preasfinția voastră, vreau să vă aduc la cunoștință faptul că dacă totul arată atât de frumos, se datorează ajutorului dăruit de vrednicul primar al orașului Dărnănești, domnul Toma Constantin. S-a implicat personal la tot ceea ce a însemnat mobilierul bisericii, amenajarea exterioară a bisericii. Vă mulțumim, domnule primar, și vă rămânem recunoscători pentru toată osteneală. În încheiere, vreau să aduc mulțumire și familiei mele, care m-a sprijinit și m-a ajutat și m-a înțeles pentru multele lucrări care am avut eu de făcut. Mulțumesc frumos, Părinte Potopov, pentru tot sprijinul pe care l-ați acordat și a fost alături de noi și ne-ați învățat ce trebuie să facem. Mulțumesc frumos colegilor preoți care ne-au ajutat pentru ziua Sfinții. Mulțumesc frumos grupului de cântărețe de la Iași care au venit și au cântat atât de frumos Sfânta Liturghie. Preasfințite, pentru dumneavoastră nu mai am cuvinte să vă mulțumesc pentru marele efort. De multe ori m-am dus la dumneavoastră, mi-a plecat capul să nu mai binecuvântat să pot continua aceste lucrări. Mi-ați știut și bucurile și necazurile și m-a plecat să-mi puneți mâna pe creștet și să îmi dați putere pentru mai departe. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot efortul care faceți pentru noi și pentru Biserica lui Hristos. Acum 21 de ani, la sărbătoare la Sfințitul, mi-a spus Biserica de acolo, a spus un lucru. Voi veni și voi pune o cruce la mormântul tău. Să veniți, să vă dea Dumnezeu sănătate pe Sfințitul, să veniți să vă rugați pentru toate cele ale noastre. Și din partea noriașilor, din partea tuturor celor care sunt aici prezenți, vă dorim multă sănătate, să vă țină Dumnezeu sănătos și bolă proste și mulțumim pentru tot ajutorul de lui. Amin. Iubiți credincioși, este un timp emoționant
pentru noi și pentru frățiile voastre, mai ales pentru o lucrare ca aceasta ea, așa de frumos și de solemn și de protocolar încheiat. Deci Dumnezeu a făcut tot de prin mâinile noastre, că noi suntem altceva decât mâinile prevenite ale Lui Dumnezeu în lumea aceasta văzută. Deci noi nu facem decât vizualizăm prezența Lui Hristos, aici nu înlocuim. De aceea este foarte important. Așa că și eu îți mulțumesc din tot sufletul, dacă frăția ta ai sărutat mâna celor care au contribuit la această biserică, eu le sărut sufletul lor nobil și încărcat de virtuți pentru faptul că astăzi au adăugat o cărămidă nouă, sau ei s-au adăugat ca o cărămidă nouă la edificiul spiritualității înaintașilor și a credinței noastre ortodoxe. De aceea, Doamne preoteasă, dacă Părintele, v-am mulțumit pentru că sunteți o preoteasă vrednică și răbdătoare și l-ați rugat pe Părintele din Bucău. Iată și eu văd cu Ioana, Sfânta Cuvioasă Parascheva, care este înpictată în stilul Cirei de la Roma și deci așezată pe tron, așa că o așezat și frăția ta. Frăție voastre, în vizită în casa care a locuit, să fie ocrotitoare și sprijinitoare la toate împlinirile care doriți în cele pozitive. Pentru faptul că noi ne gândim la cele negative de deodată. Deci nu facem binele pe care dorim să le facem, uneori facem rău. Nu e acea familie așa simplă. Deci iată cum am zis, când am zis că acum, când am pornit aici biserica, am zis, nu uita, frăteam că aici ai declarat război diavolului. Deci și iată că ai venit și pentru faptul că am venit, am terminat lucrarea și el a pierdut, să zicem, războiul, dar a pierdut lupta de nou războiul. Deci în continuare biserica va fi un punct strategic pentru apărarea credinței, pentru împărtășirea cu învățăturile și cu tainele bisericii. Să vă dea Dumnezeu sănătate și la Dumnezeu. Sfinția voastră, veniți din partea eroiașilor de la Bucureni, de toamnă cu Sfânta Tăcloră de la Sfântla, să obțineți ca amintire din partea progrenarilor, să rămânați. La prea Sfinții în sală, la prea Sfinților Părinte, Arhiepiscopul Romanului și Bătrânului Trăiești, dar de zile de rugate, urăscorile în conducerea turmei celei binecuvântătoare pe care mântuirii și îl păzește într-un mulți ani. Mulți ca trăiască! Dar după ce vreau să amintesc că Părintele Paroh
m-a rugat la centru eparhial să fac o distinție de vrednicie care seamănă așa și care va fi dată la cei pe care, a căror nume le-ați auzit deja și unii se vor adăuga acestui pomeni de titori, fondatori sau donatori a acestei biserici. Deci, într-un cadru solemn, Părintele Carlo va oferi celor care au primit această recunoștință noastră la propunerea Părintele Carlo. Acum vreau să vă informez că ați avut răbdare și pentru această Dumnezeu vă va răsplăti răbdarea voastră și dăm binecuvântare ca fiecare de acum să intre în superaltar nou, sfințit, târnosit. Și este momentul cel mai solemn poate al vieții voastre. Când n-ați intrat poate nici unii în altar, dar dacă ați mai intrat, să intrați cu acea frică de Dumnezeu, nu cu frica de oameni. Frica de Dumnezeu este virtute, frica de oameni este păcat. Deci cu frica de Dumnezeu, cu credință, intrat și vă rugat ca Dumnezeu, cel care a sfințit acest templu, să sfințească și templul sufletelor voastre. Pentru faptul că templul nostru, care este trupul, este lăcașul unde locuiește inima și Dumnezeu în inima. Deci cu Dumnezeu în inimă rugați-vă ca să dea pace, țări, pace în familie, pace în lume, pentru faptul că lumea aceasta atât de zbuciumată are nevoie nu de pacea oamenilor. Că am văzut că oamenii nu pot să facă pacea Hristică, ci pacea lui Hristos, care se împărtășește tot de la altar. Mai fac paranteză și spun că preotul de 7 ori în liturghie se întoarce către voi și zice pace vouă sau pace tuturor. Deci iată cum pacea lui Hristos trebuie căutată și atunci Harul Domnului Sfânt vine peste voi. Așa cum a venit să sfințească altarul acesta. Deci veți intra pe un altar din aceasta din dreapta mea, stânga frăților voastre, peste rugat Sfânta Masă care reprezintă și simbolizează Sfântul Mormânt, cel care a ținut pe Hristos câteva zile și după aceea veți ieși pe ușa altarului pentru a da posibilitatea ca toată suflarea care a fost astăzi la sărbătoare să se închine de sfințenia acestui loc. Să vă binecuvinteze Dumnezeu și să vă dea pace și liniște, iar fapta voastră să se, în fapta voastră să se recunoască Dumnezeu, cel unul în ființă și trăinte persoane, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, trimește de o ființă și nedespărțită. Amin.